Fetelor, cât de cald este afară. Astăzi, pe 2 august 2021, simțim că ne coacem, nu-i așa? Chiar dacă sunt născută vara, să știți că nici mie nu place asemenea căldură. Motiv pentru care mi-am pus pălăriuța de vară, mi-am luat evantaiul și ca să mă simt și mai bine, mi-am luat și o răcoritoare. Ia uitați aici ce-am pregătit. Ce ziceți, fetelor? Vă place? Îmi lipsește mare, dar ce mai contează? Important e că am limonadă. Haideți să beau un pic, că nu mai pot. M-am copt! Știu că o să vedeți clipul seară. Să știți că l-am filmat pe acesta astăzi, la numai puțin de 40 de grade, că de provocare-i provocare. Cineva coace vinete pe aici. Miroase a vinete. Te miroase bine. E vară, fetelor. E vară și noi ne întrecem așa, în ținute albe, imaculate, colorate, pălării, poșetuțe de vară. Dați să mai iau o ghițitură mică. Astfel încât să ne simțim și bine și să fim și frumușele, așa, drăgălașe. Ce ziceți? Ia uitați, mi-am pus și niște cercei colorați ca să fie în ton cu toate. Și m-am gândit astăzi să vă prezint pălăriuța de vară. Vă place aceasta pe care o am? Ia uitați, mi-am pus cu flori roșii. Așadar, să vă prezint pălăriuța de vară, poșetuța de vară și ce ne place nouă și mai mult și mai mult, parfumele de vară. Și acum să ne ștergem de această transpirație de la căldură, să ne mai dăm de 2-3 ori cu evantaiul și să ne apucăm de treabă și vom începe întâi cu poșetuțele de vară pe care eu le am și pe care o să vedeți că pe unele le-am purtat, pe unele nu, pentru că o parte a fost anul trecut luate, când efectiv am stat în casă și poșetele la fel. Așa că în vara aceasta m-am făcut, să zic așa, cu niște poșetuțe nou-nouțe, pentru simplul fapt că n-am apucat să le port. Păi unde să le port, în casă? Păi ce? Ce era? Unde? Dacă nu plecam nicăieri. Acum zic că lucrurile stau un pic mai bine, dar nu foarte bine. Ceea ce nu ne dă nouă așa o libertate precum ne-am dorit. Dar poșetuțele, e bine că există și dacă există, să vi le arăt. Pentru că știu că vă place genul acesta de clipuri și am zis, de ce nu, acum, cât mai e vară, deși să știți că pe mine o vară toridă în septembrie, octombrie, nici că m-ar mai mira. La cum stă vremea în perioada asta și vremurile asemenea, nu mă mai miră nimic. O să vedeți cam și pălăriuțele aici și o să vi arăt și să începem, zic. Am ales să filmez afară pentru că tot e așa de cald. Și cum aș fi putut eu să vă prezint pălăriuțe de vară stând în cameră? Nu, domnule. Am ieșit la căldură pentru că, ce să vezi, e vară. Pentru că, ce să vezi, e august. Ok, să începem, să nu mai lungim, cum ar spune românul, vorba inutilă. Și o să încep cu o achiziție din această perioadă pe care am luat-o. Prima gentuță pe care vă arăt este aceasta de la Jenny Fairy și este destul de încăpătoare cu aceste două lanțuri și cu, mă rog, lutrașul acesta legat de brandul lor. Și să vă arăt repede și în interior, scuzați zgomotul, așa este când lucrez cu lanțuri și ai scaunul cu spătarul de fier și uitați cât de încăpătoare este. Să știți că am luat-o de vreo 2-3 ori, că de... N-am circulat foarte, foarte mult vara asta, așa cum făceam altă dată.
Of. Ok, să zicem că mergem mai departe și cu această minunăție pretty, îmi este neatins să ne scoasă în lume, motiv pentru care o să-mi reproșeze la un moment dat, sunt convinsă, dar dragă, să știi că poate în vara asta, cât o să mai fie din ea, o să încerc să te scot și pe tine la plimbare. Aceasta am luat-o de la Mango și are interiorul așa și merge bine la o ținută așa, albă pe de-a întregul, să spunem, și cu ceva cerceluși sau încălțări care să aducă cu materialul acestei poșetuțe. Deci aceasta a fost luată de la Mango anul trecut, este intactă, neatinsă, neumblată la ea. Bun, să mergem mai departe pe culori. Haideți să vă arăt ceva foarte colorat, dar înainte să vă arăt exact dimensiunea ei. Această centuță este din piele. Am luat-o de pe un site, poșete din piele, ceva de genul, și mie mi-a plăcut foarte mult că este și ea încăpătoare. Este o centuță de dimensiuni medii, să spun așa, și arată cam așa în interior. Are mai multe buzunărașe, ceea ce mie îmi place maxim, pentru că vreau să vă spun că am multe de băgat într-o poșetă în general. Și are aici o signiță, Vera Piele, scrie Made in Italy. Made in Italy. Grazie Italy. Bun. Și încă o poșetuță, să spunem așa, în genul celor pe care vi le-am arătat mai înainte, este aceasta de la Mojito. După cum vedeți, și dânsa are hârtiuța în ea, pentru că, da, surpriză, așa arată, vă arăt cu tot cu hârtiuță, surpriză, nici ea n-a apucat să fie portată. Da, pentru că anul trecut n-am fost la mare, n-am fost nicăieri, n-am fost la plajă, n-am fost nicăieri, am stat acasă. Și aceasta este cam o gentuță de plajă. Uitați cum vine așa și este un pic... și sclipicioasă, să zic așa, are un fir auriu prin ea, foarte discret, ceea ce nu-i dă, să spunem așa, acel aspect de chici, fie vorba între noi. Dacă n-am avut plaja și nici mare, și a stat pe raft liniștită, așteptându-și rândul. Oh, fetelor, puteți să mai au guriță? Că așa m-a zăpăcit soarele ăsta. Oh, și m-am și spectator pe lângă, fie noi, cineva se uită. O să vadă clipul înaintea voastră. Încă o poșetuță micuță de la Reserved. Aceasta este dintr-un material textil. Pe aceasta am tot purtat, să știți. Are vreo 2 anișori. Și am pus și mea, evident, hârtiuțele ca să nu prindă o altă formă. Și mi-a plăcut în timp cum s-a comportat așa. Al negrul acesta îmi place foarte mult, vreo 100 și ceva de lei, tot așa am dat și pe la vremea respectivă, v-am spus acum vreo 2 ani, chiar am purtat-o și se curăță foarte, foarte ușor. M-am uitat acum, astăzi, pe site la cei de la Reserved și am văzut că mai au tot felul de poșetuțe drăguțe, în culori așa simpatice. Bun, ca să mergem mai departe, că mi-am făcut aici, le-am pus aici pe toate ca să le am la îndemână. Și încă una care mie mi-a plăcut tare mult și este din piele, este aceasta. Am luat-o de pe același site cu cea verde și mi s-a părut super special așa și foarte de vară. Deci aceasta doar vara, imprimeul pe care îl are, mi se pare potrivit de vară și are încăperea, tot așa cu două încăperi. Și am luat-o anul trecut o singură dată. Mi-am luat aminte când am pus la conferință să-mi boxez părul și fetele de acolo au admirat-o. Așa. Și încă una care mi-a plăcut mie tare mult cum arată este aceasta. Jenniferi. Și pe aceasta am dat 89 de lei. Am găsit-o în... S-a auzit ușa, am crezut că vine cineva. Nu, nu e nimeni. Și ar fi bine să nu fie. Am găsit-o în... CCC. De acolo am luat-o.
Și este așa de lac. Mi-a plăcut foarte mult acest roșu. Are feronerie aurie. Și să știți că îmi intră și mie câte ceva în ea, așa, dacă nu plec undeva unde să am nevoie de mai multe lucruri. Tot așa cu hârtiile, v-am spus și în clipul anterior dedicat genților că obișnuiesc să le țin aceste hârtii în genți, pentru că în timp s-ar putea să deformeze și dacă le-aș mai pune și una peste alta, ceea ce oricum nu se întâmplă, ar fi și mai rău. Și am luat-o în primul rând datorită culorii și în al doilea rând felului în care arată fața ei, dar este foarte drăguță, mi-i cap și telefonul, dezinfectante, mă rog, ce m-am nevoie așa pentru un drum mai scurt. Și încă o pășetăță mititică, mititică. Aceasta este, care are un lănțișor, să scăpăm lănțișorul. Cu acest timp primeau așa de șarpe. Uite ce drăguță e, așa de vară. L-au ținută simplă, că e oricum ea destul de colorată. Și este de la Mango. E puțin, dar încăpătare așa zic, de telefon și de mici chestii de care avem noi nevoie. Și mi-a plăcut forma ei. Și o alarmă de la mașină, poate o auziți. Poate proprietarul vine între timp, ca să nu ne bruieze atâta. Așa, și acum să mergem către... Gata, s-a oprit. Să mergem către ceva deschis. Evident că nu mai este nicio surpriză când vă spun că nici această poșetuță nu a fost purtată. Această micuță albă, drăguță. Vedeți că n-a fost purtată, dar intactă, așa cum am cumpărat-o. Cu lănțișorul acesta, doar că în înăuntru are și o baretă lungă și uitați cum este înăuntru și este practic să cam vede prin ea ce ai. Este așa, are o perforație din aceasta sub formă de romb. Mi-a plăcut, are mult. Și este luată de la Nabo. Vreo 100 și un pic, tot așa am dat pe ea anul trecut. Și ca și celelalte surate, a stat acasă. N-a avut șansa să iasă nici ea în lume. Ce să-i faci? Și penultima poșetuță, să spunem micuță, de culoare mai deschisă, pe care am luat-o de curând. Monari este brandul. Am dezvoltat această pasiune pentru gențele acestea cu lănțuc. Dar în partea aceasta este cureaua normală. Așa, arată matlasat așa în partea din față. Și, stați că mă lipsesc de o etichetuță, o chestie. În interior, cam așa. Dar e o... nu este de piele, este... nu este de piele naturală, este o imitație din piele. A mie mi-a plăcut așa modelul și mă rog, cât o să țină, o să țină. Dar este un material foarte moale așa. E foarte plăcut la atingere. Ce ziceți voi, nu-i drăguță? E drăguță de vară. Iarna în niciun caz nu merge. Și să spunem cea mai recentă achiziție pe care am făcut-o în materie de poșetuțe de vară este de la New Yorker. O poșetă pe care chiar am plimbat-o în vara asta, e chiar norocoasă. Stați să vă arăt. Și pe ea este ultima pe care vă prezint. Aceasta. Ia uitați ce drăguță este. Am dat... Stați că mă vedeți în întuneric. Am dat 89 de lei pe ea. Este foarte, foarte rezistentă. Și în ea mai am câte ceva, că v-am spus, chiar am purtat-o de curând, în urmă cu câteva zile. Portofel, portofel de la Mango, mă rog, șervețele umede, mă rog, ce mai am eu pe aici, este destul de încăpătoare. Destul de încăpătoare. Cărți de vizită, să știe lumea cine sunt și dacă trebuie să dau cărți de vizită pe undeva, că în ultima perioadă am cam uitat să le pun, mai ales cât am fost în concediu, aveam nevoie. Și era singură, undeva acolo, pe raft, aruncată, am găsit-o pe la departamentul de haine, de fapt. A lăsat-o, cred că cineva acolo s-a răzgândit. Și, poate, ce mi-a plăcut.
Nu, parcă nu era, nu mai știu dacă mai era la reducere sau nu, dar știu că am dat 89 de lei pe ea și mi-a plăcut tare, tare mult. Acestea au fost gentuțele. Poate v-au plăcut și vouă, poate v-au inspirat. Mie îmi place ca vara să am gentuțe de culoare deschisă. Însă, fetelor, aveți probleme și voi ca și mine uneori, fie ar să fie, cu anumite perechi de blugi de culoare bleu-maren, albastru închis, care, culmea, deși se spune că sunt de o calitate bună, pe una dintre poșetuțe, una galbenă, pe care o vedeți în clipul dedicat genților de acum câteva săptămâni, mi-a făcut-o aproape albastră pe spate. Din fericire, am reușit să spăl, să șterg, să scap de acele urme. Habar n-am ce s-a întâmplat, o singură pereche de blugi am în acest sens, dar oricum m-a supărat foarte tare să văd că mi-a stricat poșetutele, mă gândeam că nu o să se mai ia cu absolut nimic și știți și voi că întreținerea lor trebuie să fie destul de atent făcută și mai ales că nu pot fi curățate așa cu orice soluție. De obicei eu le mai curăț cu un săpun foarte blând și cu un pic prosopul și apoi le șterg repede, niciun caz nu pun acetone și alte nenorociri pe ele, pentru că e clar că le distrugem, am mai văzut situații de genul și nu cred că își dorește nimeni să pățească ceva gentuța. Măi, ce-o fi cu căldura asta? Și tot așa o să ținem luna august, se pare, o să alterneze. 34, 35, 38, 39, 40, 41, ca azi, de ce nu? Ca să simțim căldură, ca să ne topim cu toți. Să mai luăm un pic de limonadă. Ok, deci trecem la pălăriuțe, fetelor. Trecem. Înainte să vă arăt toate pălăriuțele, vreau să vă spun că eu sunt un mare fan al pălăriuțelor, atât al celor de vară, cât și al celor de iarnă. Și am și pentru toamnă, am ceva în colecție, ceva pălăriuțe, dar o să vină momentul potrivit să vi le prezint atunci, în timpul sezonului. Deocamdată să ne răcorim în continuare cu evantaiul, să ne ferim de soare cu aceste minunate pălăriuțe și să ne vedem în continuare de treabă și de vară. Aceasta pe care o vedeți pe capul meu este o pălăriuță de la Melimelo, pe care am luat-o anul trecut, dar să știți că am văzut-o și acum, o au și acum. Este așa, cu niște mici paițele pe ea și mie mi s-a părut super simpatică. Și evident că n-am apucat nici pe suport, am dat anul trecut 79,99 de lei și este simpatică în felul ei așa, este mai mult de purtat cumva, având în vedere că are aceste paiețele, de purtat mai spre seară. Și pentru că îmi doresc foarte mult să meargă din ce în ce mai bine sezonul nunților, mi-aș dori să, mă rog, să ajung și la o nuntă în România, dar pentru că am o pălărie în mână pe care urmează să vă arăt, cred că s-ar potrivi la o nuntă, la un eveniment, mă rog, cu ștaif mai degrabă în Anglia, pentru că știți că doamnele de acolo sunt foarte cochete și ele și în general la evenimentele acestea foarte importante poartă pălării și dacă ne uităm și la nunțile regale, acolo chiar este o adevărată parada pălăriilor. Nu că aș ajunge la vreo nuntă regală, dar pălăriuță eu am. Stați să vedeți. Este aceasta. Să știți că o am de ceva vreme, dar este o pălăriuță destul de pretențioasă ea așa ca aspect și nu poate fi purtată așa oriunde. Ia uitați ce detalii drăguțe are. O să mă dau așa mai aproape să arăt ca o doamnă adevărată care tocmai se pregătește să plece la un eveniment spectaculos în Anglia. Trezește-te, Felicia, ești în București și sunt 41 de grade. Care eveniment din Anglia? Vise! Dar ce mă oprește să visez, nu, cu ochii deschiși, doar nu mă costă nimic. Însă, această pălăriuță, să știți că de câte ori a fost purtată, am avut mare succes cu ea. Vorba unei prietene a mele te face să te simți ca o divă. Chiar poate sunt uneori când vreau eu, că vreau să fiu divă, sunt divă, dacă nu, nu. Vă place, nu? Acum mai facem și noi câte o glumiță, pentru că vremea asta de afară, mă rog,
nu-i prea prietenoasă e așa, e drăguț cu atâta soare, cu căldură, dacă cam prea multă căldură. V-am spus, am vin matriculă astăzi. Ups, era să dau și peste un parfum. Deci aceasta este pălăriuța mea de Anglia, de evenimente cu ștaif din Anglia. O am de mulți ani, dar am încercat să o păstrez în condiții cât mai bune și să o port dacă am ocazia, și sper să mai am ocazia în curând, la un eveniment așa mai pretențios. Și de la o pălăriuță, să spunem așa, de divă, cum spune prietena mea, să trecem la o pălăriuță de la H&M, aceasta fiind, aceasta neagră, pe care putem să o purtăm mai degrabă, mai spre amiază, seară chiar, pentru că este de culoare închisă și posibil să ne coacem tare rău de tot în ea. Ei, voilà, cam aceasta sunt eu cu această pălăriuță. Am luat-o o dată sau de două ori. E ok, își face treaba, ea protejează, pentru că mie îmi place să aibă borul mai mare, de altfel cred că și așa mă avantajează pe mine cel mai mult acest bor mai mare și nu borul mai mic, mai îngust. Și vă spuneam că n-am ajuns la mare, nici nu știu dacă o să ajung. Oh, nici mai fac speranțe, habar n-am, nu mai fac planuri, dar să știți că dacă ajung eu pălăriuțe am de plajă. Pentru că mi-am achiziționat acum vreo 2 ani o pălăriuță în care nici măcar să nu fiu nici recunoscută, dar mai ales să mă ferească de soare. Ia uitați ce avem noi aici. Zici că îmi iau zborul cu ea. Dar, fetelor, credeți-mă, uitați, am și funtiță. Deci sunt chiar cochetă până la capăt. Spuneți-vă voi dacă vă dați seama cine e sub această pălăriuță. Mă vede cineva? Mă recunoaște cineva? Nu. Nu? Prea mult să fii recunoscut, așa să n-ai intimitate. Așa că, uitați, cu această pălăriuță pot să stau liniștită la plajă fără să-mi fac griji că o să fac insolație. Este așa în două culori și mie mi s-a părut super pretty. Evident că acum mă... aproape că mă obligă să păstrez și oarece distanță pentru care acest bor extrem, extrem de amplu. Eu când am văzut-o prima oară mi s-a părut destul de hazli, așa, dar am zis, ia, hai tu cu mine, că s-ar putea să faci treabă bună pe plajă și să mă protejezi de soarele acesta care încălzește mult prea rău. Mai am și această pălăriuță de plajă. Da. Cred că mi-au zborul. Măi, flori am, culoare am, bor mare am, mă protejează de soare. Unghiuțele galbene le am în ton cu pălăriuța. Ce să mai vreau, adică... A, plaja și mare, dar le am în capul meu, în mintea mea, în imaginația mea. Pentru că deocamdată s-a terminat concediul. Dar o să mai vină alte zile de concediu în curând, așa că nu disper. Parcă mă și văd așa pe nisipul fin și fierbinte. Da, iar trebuie să mă trezesc, iar trebuie să mai iau o guriță de lămâie. Căci acest vis de a ajunge la mare încă este un pic cam departe pentru mine. Dar important este că am tot ce-mi trebuie, așa că oricând visul meu poate deveni realitate. Da, galbenă, de sezon, ce să mai, tot ce-mi trebuie. Evantaia. Vă place, da? Ce ziceți? Să-mi spuneți și voi în comentarii care v-a plăcut cel mai mult și cel mai mult. Să renunțăm la aceste vise și să redevenim cu picioarele pe pământ și să vă arăt o ultimă pălăriuță care are o poveste foarte, foarte frumoasă. Este această pălăriuță care are 23 de ani de când o am. Stați să o pun și pe cap, să vedeți cum vine și să vă spun povestea ei. Povestea ei este cam așa. Eu eram foarte tânără. Foarte tânără. Și
mama mea mi-a cumpărat această pălăriuță pentru că și ea este fan al acestui gen de accesorii. Și vreau să vă spun că acum 23 de ani, când am purtat-o prima oară, eram pe stradă, în centrul Piteștiului, orașul de unde sunt eu de origine, și de câte ori mergeam și ieșeam cu această pălăriuță, întotdeauna, dar întotdeauna am atras priviri, și nu ale bărbaților, fetelor, nu vă gândiți așa una, două, ci ale doamnelor și domnișoarelor, și întotdeauna am fost complimentată datorită felului în care arată această pălăriuță. Au trecut de atunci 23 de ani și uitați-vă voi în ce stare este minunăția mea. Deci, vreau să vă spun sincer că este unul din obiectele, să spunem, care mie mi-aduce amintiri foarte frumoase și care mă întoarce înapoi cu mulți, mulți ani în urmă. Și chiar de ar ajunge în ultimul hal pălăriuța asta, vă spun că nu renunț la ea, o țin acolo orice ar fi. Pentru că este una din cele mai frumoase amintiri ale mele, să spun așa. Și, nu știu, m-a făcut să mă simt întotdeauna extraordinară această pălăriuță. Motiv pentru care o voi păstra și probabil că la un moment dat va ajunge și Eliza să o poarte dacă își dorește, pentru că și ei plac pălăriuțele și chiar este foarte bine și ei cu pălăriuțe. Dincolo de partea aceasta de protecție, mi se pare că pălăria este așa un accesoriu care dă o anumită eleganță și că trebuie să știi să o porți într-un anume fel. Da, aceasta este pălăriuța mea de demult, care pe mine m-a făcut foarte fericită și care mi-a adus foarte multă bucurie în viață și de fiecare dată mi-a plăcut să o port și o port și acum cu drag, vă spun, și nu o să renunț niciodată la ea. Eu sunt obișnuită să spun niciodată, să nu spun niciodată, niciodată, dar de această dată voi spune niciodată nu voi renunța la pălăriuța mea favorită, pentru că are și o încărcătură, să spunem, sufletească, emoțională, aparte. Amintiri și amintiri. Da, să rămânem cu amintire, pentru că până la urmă ele ne încarcă și ne îmbogățesc sufletul. Și așa cum vă spuneam la începutul clipului, să trecem și la câteva parfumele de vară. Ce folosesc eu în această vară? Și o să trec pe repede înainte, pentru că o să vă las și link în descriere. Am mai făcut un clip dedicat parfumurilor, colecției mele de parfumuri, așa că de această dată o să vă arăt top 5 parfumele pe care eu le folosesc în această vară. Primul este acest bombonicios de la Guess, care miroase foarte fresh, foarte proaspăt, e o plăcere să-l poți, și care nu este deloc necăcios și are un aer fresh, te face să te simți bine, să te răcorești. Și l-am păstrat special pentru vară, ca să am din el, am consumat foarte, foarte puțin. Am preferat, când a venit anotimpul cald, să le folosesc pe cele ceva mai puternice. Așa, și mai am încă un parfumel de la Guess. Acesta este, pe care vedeți că l-am folosit și el este... miroase foarte bine, chiar miroase... Este parcă ușor înțepător, așa mai spicy, dar nu e nimic deranjant, pentru că are și ceva note florale în el și se comportă foarte bine pe pielea mea și rămâne, să știți că rămâne destul de multă vreme și miroase vreo câteva ore bune, deci nu este nevoie să-l reaplici după 2-3 ore. Sunt foarte mulțumită de el, motiv pentru care vedeți că nu mai am nici foarte mult din el. Așa, acesta de la Chanel Chance, pe care vi l-am arătat în clipul anterior cu parfumuri. Am două clipuri la mine pe canal, foarte fresh, foarte plăcut. În special spre seară îl dau pe acesta. Și Libre de la Yves Saint Laurent. Acesta este
deja îl cunoașteți și voi, fetelor, nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, a fost un fel de dragoste la prima vedere, probabil pentru multe dintre noi. Și încă un parfum care mi-a plăcut de la bun început. L-am recunoscut că sunt fan al anumitor produse de la Yves Rocher și uneori au și foarte multe oferte. Sunt foarte drăguțe fetele când răspund la telefon pentru o comandă, dacă preferă o comandă prin telefon. Și mi-au dat foarte multe detalii legate de acest parfum de la ei. Deci este unul din parfumurile de la Yves Rocher la care eu nu aș renunța. Și dacă voi urmăriți periodic site-ul lor sau dacă primiți la fel ca și mine în pliante în cutia poștală, o să vedeți că ei au din când în când și oferte, gen două parfumele de gen din aceeași categorie, să spunem, la un anume preț, aproape jumătate de preț, practic ar veni fiecare parfum. Și nu doar la acesta, la Common Evidence, ci la mai multe parfumuri fac ei din când în când această ofertă. Atunci când mai faceți o comandă, este genul acela de ofertă 1 plus 1 la un anume preț, care este unul, vă spun, cât se poate de rezonabil. Dar acesta nu doar că este foarte bun ca preț, ci miroase foarte, foarte bine. Găsiți voi pe site-ul lor, pe la Yves Rocher, și detalii legate despre acest parfum dacă vă interesează, dar vă spun că este unul rezistent, nu e deranjant pe piele, chiar dacă îl folosim pe parcursul verii, chiar și la temperaturile acestea foarte ridicate. Da, deci acestea au fost cele 5 parfumele pe care eu am vrut să vi le arăt. Și de această dată a fost, să spunem, un clip legat de vară, de pălăriuță, de poșetuță de vară. Și pentru că acest clip va intra ca de obicei luni seara, este, să spun așa, ultimul clip în care mă vedeți pe mine la o anumită vârstă, respectiv 45 de ani, pentru că data viitoare, deci luna viitoare când ne vom vedea, va fi ziua mea de naștere și voi împlini 46 de ani. Este unul din motivele pentru care mie îmi place vara, pentru că sunt născută vara, îmi place apa, îmi place marea, îmi place tot ce ține de vară. Așadar, o să vă las acum la 45. Și luna viitoare, când ne vom revedea la un nou clip, deja ne întâlnim în ziua aniversării. Și dacă doriți și voi să vă prezint poate un clip în acea zi despre ceea ce am primit eu de ziua mea, o fac doar pentru voi, de obicei nu obișnuiesc să fac acest lucru, dar vreau să vă spun că deja am primit o vizită din partea părinților mei și a fratelui meu și deja am și primit flori de la ei și vi le arăt și vouă, așa, ca o primă impresie. Așa, și mai am încă un coșuleț foarte frumos, pentru că nu avem cum să ne vedem pe 9 august. Și uitați voi ce minunății de flori am primit deja de ziua mea. Împart această bucurie cu voi, cu gânduri bune și cu sufletul deschis. Și să ne fie bine tuturor, să ne revedem cu bine. Așadar, acestea fiind spuse, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o săptămână frumoasă și aveți grijă de voi, aveți grijă la căldură, hidratați-vă, ok? Și să ne revedem cu bine, fix pe 9 august, luni 9 august, când voi împlini frumoasa vârstă de 46 de ani. Sunt Zodia Leu, o leoaică ambițioasă, care vă spune încă o dată că vă iubește foarte mult și care vă mulțumește din toată inima pentru toate vizualizările și pentru toate mesajele pe care voi mi le trimiteți prin intermediul platformelor și rețelelor de socializare. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână minunată! Da, dacă m-am născut în august. Atât.
apoi să fie căldură.